Ți se cere să dai șpagă șefului de post, agentului de la rutieră sau oricărui alt cadru al Ministerului Afacerilor Interne. Ți se pretind sume de bani în schimbul unor servicii oferite gratuit de statul român. Este timpul să iei atitudine. Evită și denunță corupția. Poți face acest lucru apelând la ofițerii Direcției Generale Anticorupție. Ministerul Afacerilor Interne îți pune la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a sesiza faptele de corupție. O linie telverde anticorupție este disponibilă non-stop, iar echipele operative ale DGA au un timp record de reacție, astfel încât cei care încalcă legea să fie duși de urgență în fața organelor de anchetă. Nu da și nu primi șpagă. Direcția Generală Anticorupție este la datorie zi și noapte pentru ca tu să trăiești într-o lume curată și cu o reputație nepătată. Direcția Generală Anticorupție, mereu la datorie pentru a elimina corupții din sistem. Nu lua și nu da șpagă. DGA oferă confidențialitate absolută a datelor personale ale celor care iau atitudine împotriva corupției. Direcția Generală Anticorupție. Integritate pentru credibilitate. Sunteți auziat în cadrul dosarului penal. Vă aduc la cunoștință că trebuie să declarați tot adevărul în legătură cu ceea ce veți fi întrebat și să nu ascundeți nimic din ceea ce știți. Vreau să vă mulțumesc tuturor că ați avut amabilitatea să participați astăzi alături de noi, special celor din nordul județului. Știu din evidențele celor de la Autoritatea Rutieră Română că sunt foarte mulți instructori la nivelul județului Galați, undeva în jur de 300. Nu știu cât suntem prezenți aici, am dat și un tabel la colegii dumneavoastră pentru a vă nota nume, prenume, școala, un număr de telefon pe parcursul activităților comune pe care le desfășurăm noi, examinăm și dumneavoastră pregătiți, au fost disfuncționalități și le-am rezolvat prin contactul direct. Am sunat, ne-a sunat și am încercat să rezolvăm de comun acord problemele apărute. Alături de noi se află colegii noștri de la Serviciul Județean Anticorupție, care vor face o scurtă prezentare în ceea ce privește specificul activităților. Le mulțumesc pe această cale că au fost de acord să vină și să vă prezinte o cazuistică sau situațiile cu care s-au întâlnit și au întâlnit în activitățile desfășurate. Colectivul de examinatori, dacă nu-i cunoașteți din prezent, domnul comisar șef de politică, este șeful compartimentului permise și examinări, domnul agent principal Ilie Cristi, agent șef al domnului Căbătan Gabriel, agent șef principal Andrei Nuțu Petruș, agent șef principal Soare Sorin și agent șef adjunct Pușcașul Viorel. Am invitat alături de noi și reprezentanții ARL-ului și ISCTR-ului, domnul Anton, respectiv doamna Rumbar. Din motive medicale nu s-au putut prezenta, chiar au niște situații puțin dificile. Ca să nu o mai lungim, dau cuvântul domnului Antip, ofițer în cadrul Serviciului Județean Anticorupție, să-și spună punctul de vedere și opinie. Vă rog, domnule Antip. În primul rând, bună ziua! Aș vrea să mulțumesc pentru invitația de astăzi și ocazia de a vorbi a vorbi dumneavoastră. După cum a spus domnul Baciu, mă numesc Antip Vasile și lucrez în cadrul Serviciului Județean Anticorupție Galați. Acest serviciu face parte din cadrul Direcției Generale Anticorupție. Direcție Generală de Corupție, care face parte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Noi, ca și instituție, ne ocupăm de faptele de corupție săvârșite de personalul MEI, tot ce ține de Ministerul Afacerilor Interne. După cum am spus, suntem o unitate de poliție, ofițeri și subofițeri fac parte din această instituție și ne ocupăm de prevenirea și combaterea faptelor de corupție. Înainte de a vă expune anumite aspecte legale, legislative, aș vrea să vă spun că faptele de corupție nu se referă numai la funcționarii publici.
Când vorbim de corupție, în mod implicit ne gândim la un funcționar public care nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu și a primit anumite sume de bani, bunuri pentru a face acest lucru. O să vă spun că este adevărat, dar totodată este adevărat și faptul că acel funcționar public a primit sume de bani de la alte persoane. Alte persoane din afara sistemului, alte persoane care nu sunt funcționari publici. Legat de faptele de corupție săvârșite de funcționarii MEAI, noi desfășurăm activități cu toți acești funcționari, de aceea nu o să insist în legătură cu acestea. Aș vrea să insist în legătură cu faptele de corupție săvârșite de personală, de persoanele din afara Ministerului Afacerilor Interne. Cele despre care vă vorbeam anterior, care intră în contact direct cu funcționarii publici. Și aici e și cazul dumneavoastră. Ați văzut în țară că au fost situații de acest gen în care instructorii auto au fost fie trimiși în judecată, fie chiar condamnați pentru anumite infracțiuni în legătură cu funcționarii publici. Infracțiuni în legătură cu școlile auto în care își desfășoară activitatea sau cu meseria lor, în legătură cu meseria lor, și anume de instructori auto. În ultim caz, în acest sens, aș vrea să vă spun despre cel de la Arad, chiar din ianuarie anul curent, în care doi instructori auto au fost trimiși în judecată pentru o anumită de 200 de euro. Aceștia pentru o sumă de 200 de euro. Aceștia au primit această sumă, au pretins prima oară și au primit ulterior suma de 200 de euro, spunând că au influență pe lângă examinatori auto și pot ajuta respectiv cursant să-și obțină permisul de conducere. Alte cazuri ați mai auzit și dumneavoastră pe la televizor, cel mai cunoscut fiind cel de la Argeș, care au fost implicați atât funcționari cât și persoane intermediare. Acum aș vrea să vă vorbesc despre infracțiunea la care mă refer eu, și anume traficul de influență. Această infracțiune, după cum am spus, pedepsește pe cel care pretinde, primește, ori acceptă promisiunea de bani, bunuri sau alte foloase, direct ori indirect, fie că face el acest lucru în mod direct, fie se folosește de alte persoane, pentru sine sau pentru altul, deși, sau chiar dacă sumele de bani ajung la el sau ajung la alte persoane, da? Solicită anumitor persoane bani, bunuri sau alte foloase în schimbul influenței pe lângă funcționarul public. Aceste persoane care săvârșesc infracțiunea de trafic de influență au influență pe lângă funcționarii publici în anumite situații și se prezumă faptul că sunteți instructori auto și cunoașteți funcționarii publici, dar unii doar lasă impresia că au influență pe lângă funcționarii publici și nu au nicio influență față de aceștia. Toate aceste bunuri, sumele de bani primite, trebuie să fie în legătură cu îndeplinirea, pentru ca funcționarul public să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, neîndeplinirea, urgentarea, întârzierea sau îndeplinirea unui act contrar. După cum v-am spus din infracțiune, traficul de influență, în mod concret, presupune ca dumneavoastră, să spun ipotetic, ca instructori auto, solicitați și primiți, sau pur și simplu solicitați, de ajuns numai să solicitați, sau chiar să acceptați promisiunea de la cursanți, da? A unor sume de bani, spunând că dumneavoastră aveți influență și puteți să influențați funcționarii publici să comită anumite... Da? Am vrut să punctez această infracțiune, după cum v-am spus, fiindcă dumneavoastră intrați în contact direct cu acești cursanți și la noi, societatea, din păcate, s-a propagat această idee cum că instructori auto, în schimbul sumelor de bani, intervin pe lângă funcționarii publici pentru ca acei cursanți să-și obțină permisele de conducere. După cum am spus, aceasta este o infracțiune care se pedepsește, este pedepsită de legea penală și există și cazuri în acest sens la noi în țară. Și nu am dorit să se întâmple acest lucru. Da? Nimeni nu cred că ar dori să fie cercetat, să fie trimis în judecată și ulterior condamnat pentru această infracțiune de trafic de influență. După cum am spus și reiterez acest lucru, pentru a fi săvârșită infracțiunea, nu trebuie să existe o influență adevărată față de funcționarul public. Cel care săvârșește infracțiunea trafic de influență, traficantul de influență, trebuie doar să-i lase impresia persoanei respective că are influență pe lângă funcționarul public și îl poate influența. De aceea,
Cele persoane care s-au gândit sau au făcut astfel de lucruri trebuie să cunoască faptul că este o infracțiune și se pedepsește de legea penală. Și după cum am spus, și cred că mă repet a treia oară, că au fost cazuri la noi în țară de persoane condamnate pentru săvârșirea unor astfel de fapte penale. Trafic de influență. Desigur, există și infracțiunea de cumpărare de influență și îl pedepsește pe acel care dă bani traficantul de influență pentru ca el mai departe să influențeze funcționarul public. Anterior, pe vechiul cod penal, cel care dădea bani traficantului de influență nu pățea absolut nimic. Nu era pedepsit de către lege. Acum există această infracțiune, acest nou articol în codul penal, nu e chiar atât de nou care trăiește acum, dar îl pedepsește și pe cel care dă bani traficantului de influență. Și dacă e să ne raportăm la meseria dumneavoastră, asta ar însemna că legea pedepsește pe cursant care dă bani instructorului auto care solicită bani, da? Cursantul auto săvârșește infracțiunea de cumpărare de influență, instructor auto săvârșește infracțiunea de trafic de influență. Dacă ulterior se constată că banii au ajuns, chiar au ajuns la examinatorul auto, desigur ajungem și la infracțiunea de luare de mită. Dar după cum am spus, au fost multe situații în care instructorii auto au lăsat doar impresia că influențează și influențează funcționarul public în schimbul unor sume de bani, pe când în realitate ei nu au făcut acest lucru. Da. Mai multe aspecte nu aș vrea să dezvolt. O să las pe colegii mei să vă vorbească despre problemele pe care am vrut să punctez aceste două infracțiuni. Aș vrea să vă mai spun că la nivelul Direcției Generale de Corupție există un tel verde 0800 806 806. Acesta funcționează tot timpul și noi suntem obligați să desfășurăm activități cu privire la aspectele sesizate în cadrul apelurilor tel verde. Acestea se înregistrează și ne sunt trimise spre soluționare. De aceea, dacă luați la cunoștință de săvârșirea unor fapte de natură penală, fapte de corupție, legătură cu personalul MEI, sunteți bineveniți să sunați la cel tel verde. Și aș vrea să vă mai spun că au fost situații în care oamenii au sesizat la linia noastră tel verde fapte de natură penală, exact faptele de natură penală despre care vă vorbeam anterior, și anume trafic de influență și cumpărare de influență. Da? Este o pârghie la îndemâna oricărui cetățean să folosească acest tel verde și să ne sesizeze. Ca să continuăm pe ordinea de zi la punctul 2, o analiză succintă privind promovabilitatea candidaților de la începutul anului și până în prezent, atât pe școli de conducători auto, cât și pe județe la nivel național. Ca să vă puteți face așa o situație asupra modul în care dumneavoastră v-ați desfășurat activitatea și nu noi. Și noi am desfășurat activitatea de examinare. O să dau citire școlilor de șoferi, reprezentanții care sunt aici, vă puteți nota. E vorba de promovabilitatea la prima examinare. Acea promovabilitate pe care s-a pus atât de mult accent, având în vedere că urmează să intre în vigoare noua legislație. Nu mai știu, domnul Prodocaru, mai aveți informații pe linia asta, cu 40%. Ce mai știți? E vorba de promovabilitate la prima examinare pe școli. Exclus, nu? Oricum. Așteptăm pe minimul pe pragul național. Pe pragul național. La 40% se desfințează 90%. Să știți, eu aici am o situație și nu. La cel puțin la nivel de județul Galați nu stăm chiar așa rău. Avem ansurajul cu un procent de 60,92%. Aviline, e în limba română sau engleză, cum... Aviline, 46-43. Așii volanului, 78,13. Autofulger, 41-94. Autogram, 61-29. Automan, 37,04. Avidrive, SRL, 22,22. AXA Jobs Line, 59,09. Adelante, 59-57. Camino, Driver, 43-75, colegiul Traian Voiar, 60%, bine, ei au prezentat doar 5 candidați,
din Corum Star 66-67, din Corum SRL 71-70, Dual Auto 80%, Bundevi 60%, Elite Best 50%, Eurostyle 48%, Frăția Andronache 46-32%, Gen Sport 50%, GPMR 51-61%, Luciano 55-88%, Miatur 68%, Nereida 35-71%, Orizont Prius 54-55%, Preven Drive 61-40%, Scatec SRL 60-26%, Scatec WTD 60-47%, Share Impact 70-59%, Timo Drive Leo 47-37%, Timo Drive Simplu, care sunt două școli, da? 37-04, Valex admis 75%, Van 2014 52%. Deci, după cum se observă, cred că sunt vreo 3 unități care nu îndeplinesc acel prag de 40%. Nu știu care e nivelul național. Ca să vă faceți o idee, apropo de nivelul național, mi-am fost și o situație pe județe. Sunt județe cu un procent de promovabilitate de 80 și ceva la sută la traseu. Gen Botoșani, Brăila, Doljul, Hunedoara, însă sunt și județe cu procent de 20 ceva la sută. Iași, 25,16. Și mi-arunc și ochii pe situația statistică. Procentul național e de 57-20, iar noi ne aflăm la 58-92, la nivel de județul Galați. Adică undeva cred că asta e media. Media și, și la nivel de țară și la nivelul județului. În continuare, aș vrea să ridic o serie de probleme pe care le-am constatat noi la ocazia probei de traseu. Și totodată lansez ideea acum, până a începe discuțiile, și tare mi-aș dori să putem discuta separat, să nu intrăm unul peste celălalt în discuție. Noi am mai avut experiența unor ședințe și nu s-a înțeles mai bine. Vreau să lansez următoarea idee pentru viitor. La fiecare nivel de școală asta, dacă sunteți dumneavoastră de acord, să vă strângeți efectivul de instructori, să puneți toate problemele pe care le-ați întâmpinat, atât cu ocazia examinării, atât cu ocazia efectuării pregătirii practice, legat și de interpretarea regulamentului de circulație, legat de abordarea anumitor intersecții, care vi se par dumneavoastră că sunt puțin dificile. Să le punem pe o hârtie, o înștiințare, ce vreți dumneavoastră, și să le înaintați la noi la serviciu. Noi, cu colectivul de examinatori, am stabilit că o să luăm fiecare problemă în parte, o analizăm, iar la următoarea ședință, adică să facem un curs, la următoarea ședință să discutăm față în față pe problema respectivă, ca să le eliminăm. Ca să nu mai ajungem în situația de a spune, păi, eu am interpretat intersecția respectivă într-un anumit fel, examinatorul o vede altfel. Adică să mergem să vorbim aceeași limbă. Și dumneavoastră să le spuneți candidaților ce dorim sau cum observăm noi sau cum vedem noi respectarea unei reguli de circulație și ca să nu mai ajungem la conflicte de genul, examinatorul a zis într-un fel, instructorul a zis în alt fel. Am rugămintea să notați fiecare și aici cu preponderență domnului director de școli. Sunt o serie de probleme pe care noi le întâmpinăm în cadrul examenului. Și vreau să vă spun că sunt situații când la profesioniști întâmpinăm sau ne găsim cu elevi care fac doar 3-4 ore pregătire practică. Știți ce înseamnă, da? Avem autovehicule, sunt unele extraordinar de murdare. Deci nu vorbim, vorbim doar de excepții. Deci e din calea afară. Iar sunt multe. Mai sunt autovehicule cu defecțiuni tehnice. Ba nu pornesc când să plecăm un examen, ba să opresc pe la intersecții, fel de fel de situații. Până la sosirea examinatorului, suntem aici toți instructorii. Am rugămintea să verificați dosarul candidatului sau să vedeți dacă respectivul candidat are actul de identitate la el sau nu. Deci au fost situații când am așteptat sau ați așteptat până la ora 13-14 și când am dorit să începem examenul, candidatul respectiv, ba, îi lipsea o piesă la dosar sau nu avea actul de identitate la el. Și
și ați pierdut și dumneavoastră ziua și noi. Ne puneți în imposibilitatea de a refuza și de a nu putea primi la proba de traseu. E simplu. Până la urmă, sunt câteva zeci de minute sau poate chiar ore în care dumneavoastră așteptați. E foarte simplu. Arată-mi și mie buletinul și dosarul. Să văd dacă e ceva lipsă la el. Pentru că dosarul stă la el, foile alea de prin dosar, fișe școlarizare, cazier, chitanță, sunt prinse sau nu în dosar, se pot pierde. Sau expiră, nu știu ce document. E timp. În timpul până la ora examenului se pot procura documentele lipsă. Din ce am văzut și eu pe traseu. Dacă aveți grijă mare, poliția nu erau stabilit niște trasee. Am înțeles că s-au și făcut câteva acțiuni și s-au și dat ceva amenzi. Nu știu, n-am vorbit cu cei de la rutieră, însă când vezi autocamionul că merge pe strada Brăilei sau ajunge în inelul de rocadă, îi îndreptățesc și pe ei să facă acest lucru. Aveți grijă la instructori, da, domnii directori, pe unde merg cu autovehiculele de școală. Sunt niște trasee impuse de poliția rutieră, i-au stabilit în baza unor criterii pe care atât dumneavoastră cât și noi trebuie să le respectăm. Inclusiv noi, examinatorii, avem restricție la anumite trasee. Și pe acolo nu circulăm. Da? Pe viitor, la tot ce înseamnă autovehicule din categoria mare, da? Camioanele, autobuzele. Sunt anumite categorii de autovehicule care nu îndeplinesc condiția de greutate. Vom verifica dacă acele camioane au încărcătura necesară pentru a putea desfășura proba de traseu. Cum pregătiți dumneavoastră, nu mă interesează, nu e treaba noastră, da? Dar la examenul de traseu am numit fiecare camion să fie încărcat corespunzător pentru a îndeplini condiția prevăzută de lege. Pentru că toți suntem mai mulți instructori aici, sunt câțiva dintre dumneavoastră care aproape în fiecare zi inventează câte o urgență pentru a fi luați primii la examen. Până la urmă, aici ar trebui dumneavoastră să vă înțelegeți că și noi înțelegem o dată, de două, dacă când vezi instructorul respectiv că în fiecare zi ridică mâna și spune, doamne, eu am o urgență, parcă nu e frumos, nu știu. Ar trebui cumva să fie un respect reciproc între dumneavoastră. Și noi încercăm să-i ajutăm, pentru că sunt urgențe, înțelegem, dar nu în fiecare zi. Zic eu că nu în fiecare zi apare urgența respectivă. Legat de cel interval orar, din informațiile pe care le am eu, știu că se respectă. Dacă eu știu, am mai fost situații, am îndemnitea să-mi confirmați că toți suntem la capitolul. Interval orar 9-12 și după ora 12 până se termină examen. Deci mai mult de 3 ore bănuiesc că nu se aștept, nu se decât cu situația de excepție. Vor fi fel de fel de situații. În mare, eu cam atât am avut de zis. La noi situația la serviciu o cunoașteți, destul de bine. Am pornit și anul acesta cu un minus de 4 lucrători. Avem, asta așa ca să vă spun ca o veste bună, avem informații că undeva până la jumătatea anului vom fi efectiv complet. Are 4 lucrători care aduc un aport foarte mare. Cel puțin la noi, pe linie de matriculări, de la începutul anului, vreau să zic că ne-au sufocat, efectiv. Deci nu știm cum să ne mai organizăm ca să ținem și partea de examinare, să ținem și partea de preschimbare permisei, și pe preschimbare permisei un aflux nu mare, extraordinar de mare de cetățeni, pentru că e un interval ciclic de timp, undeva până în 97 s-au preschimbat toate permisele de conducere, din model vechi în model nou. 97 e valabil 10 ani, a venit 2007, 2007-2017. Și s-au adunat toate în același moment. Și e foarte greu de a ține, oarecum, e vorba de programarea la într-un interval rezonabil, să zicem, deși, sincer, e destul de îndepărtat. Ți
se cere să dai șpagă șefului de post, agentului de la rutieră sau oricărui alt cadru al Ministerului Afacerilor Interne, ți se pretind sume de bani în schimbul unor servicii oferite gratuit de statul român, este timpul să iei atitudine. Evită și denunță corupția. Poți face acest lucru apelând la ofițerii Direcției Generale Anticorupție. Ministerul Afacerilor Interne îți pune la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a sesiza faptele de corupție. O linie telverde anticorupție este disponibilă non-stop, iar echipele operative ale DGA au un timp record de reacție, astfel încât cei care încalcă legea să fie duși de urgență în fața organelor de anchetă. Nu da și nu primi șpagă. Direcția Generală Anticorupție este la datorie zi și noapte pentru ca tu să trăiești într-o lume curată și cu o reputație nepătată. Direcția Generală Anticorupție, mereu la datorie pentru a elimina corupții din sistem. Nu lua și nu da șpagă. DGA oferă confidențialitate absolută a datelor personale ale celor care iau atitudine împotriva corupției. Direcția Generală Anticorupție. Integritate pentru credibilitate. Sunteți audiat în cadrul dosarului penal. Vă aduc la cunoștință că trebuie să declarați tot adevărul în legătură cu ceea ce veți fi întrebat și să nu ascundeți nimic din ceea ce știți.